Bună ziua, domnilor și domnilor! Bun venit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi îl avem invitat pe domnul administrator al municipiului Călăraș, Eduard Grama. Bună ziua, domnule Grama, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Zilele acestea s-a publicat în Monitorul Oficial hotărârea privind alocarea sumelor din fondul de rezervă pentru echilibrarea bugetelor UAT-urilor din județul nostru. Primăria municipiului Călăraș ce sumă a primit? Primăria municipiului Călăraș nu a primit niciun ban. Cum s-a ajuns la această situație? Prefectul avea obligația să transmită UAT-urilor și așa cum spune a transmis, dar cred că a omis să transmită Consiliul Județean Călăraș și Primăriei Călăraș această solicitare, urmând ca UAT-urile să pună la dispoziția prefectului sumele de care au nevoie pentru a închide anul 2021. Sunt situații delicate vis-a-vis de cofinanțările proiectelor, sunt situații delicate vis-a-vis de cheltuielile curente ale primăriei, de cheltuielile cu salariile la nivelul subordonatelor, la nivelul primăriei și bineînțeles că dumnealui a omis, cred că cu intenție, pentru că în momentul de față primăria Călăraș nu beneficiază de la guvernul PNL de absolut niciun ban. Deci suma este zero. Până la ce dată trebuia să trimiteți această solicitare pentru echilibrarea bugetului? Pot să vă spun că eu am avut această adresă dată de Ministerul Dezvoltării, instituției prefectului, în urmă cu 2 săptămâni. Noi am transmis de la Consiliul Județean, dar și de la Primăria Călăraș, solicitările și, bineînțeles, că prefectul nu l-a luat în calcul. Prefectul avea obligația doar să ia, să facă o listă cu solicitările primărilor și să le retransmită către minister. Și prefectul cu ce sumă a transmis, de exemplu, la Primăria Municipiului Călăraș? La Primăria Municipiului Călăraș nu am informația, dar alocarea fiind zero, bănuiesc că nu a transmis nimic. De la Consiliul Județean, solicitarea a fost în felul următor. Consiliul Județean, în momentul de față, are un titlu executoriu de 12 milioane de lei. Un titlu executoriu de care prefectul nu este străin, pentru că este vorba de închiderea gropilor de gunoi cu o firmă Alpenside care apare în diverse medii, pot să spun și țări, că în mod frecvent am spus că albanezii au ocupat municipiul și județul Călăraș la un moment dat. Deci este vorba de un contract pentru închiderea de gropi, gropile de gunoi care au funcționat la nivelul județului, la nivel de municipiu, Fundulea și Oltenița. Oltenița și Lehliu. Lehliu-Gără. Da. Acest control care l-am avut de la autoritatea de management s-a desfășurat în 2021 și am primit o corecție de 12 milioane. Înseamnă 120 de miliarde. Am avut în acest sens o discuție cu actualul președinte al PNL, Ciprian Pandea, în urmă cu 2 săptămâni la București, cred că am discutat 2 ore, chiar cu o zi înainte de venirea primului ministru la Olteniță, la Oltenița, Florian Câțu, rugându-l să suspende temporar acest titlu executoriu într-un singur motiv, pentru că în momentul de față CJ-ul nu poate depune pe fonduri europene, dar și naționale, niciun proiect pentru obținerea de finanțare. Deci noi, în momentul de față, suntem blocați. Haideți să lămurim un pic lucrurile. Acest contract cu această firmă Alpenside, când a fost încheiat? Și care a fost scopul acestui contract? Contractul cu Alpenside a fost încheiat în anul 2015, pe mandatul președintelui Filipescu. Scopul a fost închiderea acestor gropi, pentru că, de fapt, a fost o fazare a contractului pentru deschiderea gropii de gunoi de la Ciocănești, CMID-ul de la Ciocănești. În 2017 contractul a fost dus la îndeplinire, dar autoritatea de management a constatat că asocierea dintre Alpenside și ceilalți participanți în acea echipă a licitației nu a fost legal. Unul dintre asociați nu a îndeplinit condițiile caietului de sarcini. Și în momentul de față Consiliul Județean a primit această corecție financiară. Exact. Și știu că aveți termen pentru rezolvarea acestei situații până pe data de 6 octombrie. Suntem în 7 octombrie. Da, astăzi la Judecătoria Călăraș a rămas în pronunțare
suspendarea titlului executoriu, solicitarea făcută de Consiliul Județean și așteptăm pe data de 14. Cum se va rezolva această situație? Suma este foarte mare. Consiliul Județean își permite să plătească această sumă? Dacă nu își permite să plătească această sumă, se va trezi cu conturile blocate? Există posibilitatea ca salariații să nu își primească salariile bani? Vor fi prioritate și salariile, așa cum știm, nu pot fi blocate printr-un titlu executoriu. Dar Consiliul Județean, în perioada următoare, nu va putea accesa fonduri europene, vom avea probleme vis-a-vis de plățile care le avem față de furnizori, vis-a-vis de contractele aflate în derulare și va fi un blocaj total la nivel de județ. În momentul de față, ținând cont că instituția, Consiliul Județean figurează cu această datorie, puteți scoate certificatele fiscale sau de ce aveți nevoie, actele necesare pentru a depune noi proiecte? Putem scoate certificatul fiscal doar că avem această datorie pe certificatul fiscal și nu putem depune, este condiție de bază ca certificatul fiscal să fie pe zero. Deci în momentul de față nu se poate depune niciun proiect. Niciun proiect. Și din punctul dumneavoastră de vedere, dacă nu, Consiliul Județean nu va obține un ajutor de la guvern, că bănuiesc că din fonduri proprii este imposibil să plătească această datorie. Sau cum vedeți care ar fi soluția? Fonduri de la guvern sau... Am crezut că prin această adresă a Ministerului Dezvoltării vom beneficia de suma titlului executoriu, pentru că n-a apărut în presă până la acest moment acest subiect dintr-un singur motiv. Echipa lui Filipescu cu moștenitor Pandea au gestionat și gestionează aceste mizerii care s-au întâmplat în perioada 2012-2016. Deci este incredibil cum totul se ține și se acoperă și nu se spune absolut nimic pentru, până la urmă, un prejudiciu, că vorbim de un prejudiciu. Prejudiciu care vă poate duce la intrarea în incapacitate de plată a Consiliului Județean. Ați adus în discuție numele, bănuiesc, al senatorului Pandea de PNL? Cu senatorul Pandea am discutat, i-am transmis că noi am făcut și o adresă către primul ministru, către Ministerul Fondurilor Europene și către Ministrul de Finanțe. Doar pentru a suspenda temporar, atât, pentru a suspenda temporar acest titlu executor. Urmând ca în instanță să ne judecăm, să încercăm suspendarea titlului și, bineînțeles, într-un final, cred că se va ajunge la o eșalonare a acestei sume. Am discutat despre această situație cu închiderea gropilor de gunoi. Știți că avem o situație destul de urâtă în comuna Olmeni. Cum vedeți situația de acolo? Au fost televiziuni, situația a fost prezentată? Eu am rămas uimit, pot să spun, de intervenția actualului prefect Barbu la o televiziune națională, când a spus că nu a crezut că este de o asemenea amploare. Din câte știu, actualul prefect este președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. O groapă de gunoi care este pe teritoriul județului ilegal și știți și am văzut toți incendiul care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Incendiu care a durat 3 zile. Care a durat 3 zile, dar Barbu are deci, la acest moment, fiind prefectul județului, el are o colaborare directă cu instituțiile statului. ISU, IPJ-ul și celelalte deconcentrate. Nu poate să spună că ISU nu-l informează în fiecare dimineață și nu primește un raport cu privire la activitatea la nivel de județ în ultimele 24 de ore. Nu poate să spună Barbu că nu cunoaște faptul că, dacă facem o estimare a cantității, cred că sunt cel puțin 200-300 de mii de tone de deșeuri. 7.000-8.000 de mașini care au intrat în județul Călăraș și care, nu știu, poate n-au fost oprite. Și de ce n-au fost oprite? Sau de ce IPJ-ul nu-l informează pe prefect? Că am văzut IPJ-ul activ doar în campaniile electorale. Unde... Credeți că nu-l informează? Sau credeți că prefectul chiar nu are aceste informații? Conform declarației dumnealui, nu. Există un comitet județean pentru situații de urgență și, dacă nu mă înșel, prefectul conduce, se află în fruntea. Președintele. Exact, este președintele acestui comitet. Deci nu este străin de subiect. Prefect. Asta spun, că în momentul în care acel incendiu a fost declanșat, cu siguranță s-a discutat, ținând cont de amploarea acestuia, faptul că a durat 3 zile, pompierii au luptat acolo 3 zile să stingă un incendiu
a cărui sursă de declanșare probabil încă nu a fost identificată. Da, dar putem spune că a fost chiar, putea fi chiar un plan roșu de intervenție acolo. Adică prefectul nu poate fi străin de aceste informații la nivel de județ. Am văzut că este activ la nivelul Consiliului Județean și prin atacarea oricărei hotărâri de Consiliul Județean. Este activ până a folosi mașina instituției. Îl văd și vă spun și de ce fac referire la mașina instituției. Îl văd cu mașina MAI-ului zi de zi, inclusiv parcat în fața casei dumnealui, pentru că să nu uităm, Barbu, când s-a erijat în președinte de Consiliul Județean, prima acțiune la nivelul CJ-ului a fost să-mi declare mie mașina furată. Deci mașina instituției mi-a fost declarată furată prin 112 și a fost o întreagă nebunie în acea zi, cum că eu aș fi furat o mașină din cadrul Consiliului Județean în condițiile în care eram în interes de servici la Ministerul Dezvoltării. Deci, Barbu ar trebui să-și focuseze atenția către județ și către instituțiile care îl informează. De ce nu a cerut Barbu o informare la SRI, care tot dreptul? De ce nu vedeți până la urmă o colaborare, o cale de a colabora, pentru că războiul ăsta între Consiliul Județean și Prefectură până la urmă nu vă duce nicăieri. Și totul este făcut în detrimentul cetățeanului. Sunt de acord cu dumneavoastră și am încercat, dacă ne uităm la ultima întâlnire de la Dragoș Vodă, unde președintele Consiliului Județean împreună cu primarul localității au inaugurat acea școală. Întâlnire la care a participat și Prefectul Județului. Chiar am discutat cu președintele după acea întâlnire și nu înțelegeam cum de actualul prefect a fost prezent și a trecut peste orgolic. El e un tip orgolios și a mers acolo. Și totuși concluzia următoare. El merge doar pentru imaginea politică și atât. Nu înțeleg nici acum, după un an de zile, faptul că i-au pierdut alegerile. Deci gândiți-vă că i-au condus județul 15 ani, 16 ani și o echipă formată în câteva luni de zile a reușit să distrugă visul lor de a conduce în continuare județul. Totuși, domnul Gramă, a trecut un an de când aflat rezultatul alegerilor. Noi suntem tot în alegeri. În momentul de față, din punctul lor de vedere, noi tot în alegeri suntem. În campanie electorală și încearcă sub orice formă să distrugă orice variantă de a, așa cum le spune, cum le place să spună, să dezvolte călărașul. Am înțeles. Această problemă cu gunoiul menajer, vedem că în momentul de față Consiliul Județean are o corecție financiară, situația de la Ulmeni este încă neclară, mai sunt multe de făcut în acea Dânsul zonă. Dânsul chiar a fost prezent. De-aia spun că nu e străin de subiect. A fost prezent la Ulmeni, alături de ministrul mediului de la acea vreme. Și a fost prezent împreună cu un reprezentant al Consiliului Județean la ministrul mediului, Țanțoș Barna. Deci dânsul știe extrem de bine subiectul și să nu uităm că la nivelul Gărzii de Mediu avem un reprezentant, acum chiar șeful Gărzii de Mediu, Alexandru Vasile, membru PNL. Deci dânsul are informația completă. Dânsul a încercat într-un mod necinstit, pot să spun, să găsească o soluție să mute acel gunoi din groapa de la Ulmeni, să-l mute în groapa de la Ciocănești. Noi nu putem fi groapa de gunoi a Bucureștiului. Asta nu înțelege Barbu la momentul ăsta. Da, dar în momentul în care noi, ca județ, colectăm foarte mult gunoi, automat că și prețul crește, pentru că plătim la cantitate. Sunt de acord cu dumneavoastră pe anumite zone. Pe anumite zone este stabilit un tarif și ăla este respectat. Dar groapa de gunoi este făcută pe un proiect european cu o capacitate de 70.000 de tone. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă am mutat, să estimăm, 200.000 sau 300.000 de tone într-o groapă de gunoi de 70.000 de tone. Noi groapa de la Ciocănești o putem folosi pe o perioadă de 8 ani. Noi avem o problemă în momentul de față pentru că nu reușim să îndeplinim indicatorii. Chiar a fost o discuție la nivel de primărie Călăraș. În ultima ședință de Consiliu Local, un consilier, dacă nu mă înșel, de la... Domnul Mirescu, de la USR. Cred că dumnealui. Chiar a făcut mențiunea că, domnule, noi suntem amendați de fondul de mediu cu 2 milioane de lei pentru că nu am reușit să colectăm... Selectat. Selectat. Nu, e o minciună și vă spun și de ce.
În perioada 2016-2020, primăria Călăraș avea obligația să transmită declarații cu cantitățile de gunoi colectate. Inclusiv, gunoi selectat. Inclusiv menajer și selectat. Da, da. Ceea ce nu a făcut. Declarațiile au fost transmise pe zero. Și de la fondul de mediu aveau informația de la operator care este REBU și aveau informația foarte clară. În momentul în care au venit la Călăraș, au făcut doar o trecere revistă a cantităților ce trebuiau transmise pentru ca primăria să plătească acele sume. Și s-a constituit suma de 2 milioane. Bineînțeles cu dobânzile și penalitățile aferente. Deci nu a fost amendată primăria că nu și-a îndeplinit indicatorii. E o mare minciună. Și în momentul de față primăria transmite cu indicatori? În momentul de față primăria transmite la fondul de mediu cantitățile de gunoi selectat, reciclabil. Reciclabil. Da? Și plătește conform cantităților o taxă. Oricum trebuie făcut ceva în această zonă de selectare a gunoiului, pentru că din informațiile pe care le-am primit de la reprezentantul Consiliului Județean în această asociație, spunea că la nivelul județului ne aflăm undeva procent de 5% la colectarea selectivă, iar targetul trebuie să ajungem undeva la 60%, ceea ce în momentul de față este cam imposibil de ajuns la acest procent de 60% colectare selectivă. România la nivel național este... La nivel național este procentul de 5%. Exact. Ne încadrăm undeva în media națională. Și la nivel național există riscul de a intra în infringement, dar gândiți-vă că totuși avem o groapă funcțională la Călăraș și un proiect care este funcțional. Într-adevăr, mai este zona 4, zona Oltenița, care în momentul de față va fi demarată procedura pentru licitație pentru un nou operator. Acolo s-a reziliat contractul. Avem un proiect, pot să spun, funcțional. Doar că aceste cantități stabilite în cadrul proiectului la nivelul anului 2000, că ne-am raportat la nivelul anului 2007-2008, pe un număr de locuitori, pe anumite cantități care am putea să le facem, nu le îndeplinim și nu le vom îndeplini, din punctul meu de vedere, niciodată și poate și din cauza educației populației. În urmă cu o lună am demarat în cadrul primăriei Călăraș realizarea unui studiu de fezabilitate pentru ca aceste pubele externe, care sunt, din punctul meu de vedere, neplăcut ochiului, mirosul, între blocuri, să facem, să încercăm să intrăm și noi într-o zonă civilizată, să le facem subterane. Și fiecare, cel puțin pe zona de blocuri, fiecare apartament va primi câte o cartelă, cartelă care va debloca acea pubelă și va arunca gunoi, o să spun, selectiv. Pentru că altfel menajerul nu va putea intra niciodată pe zona de carton sau plastic sau sticlă. Iar mașina de gunoi nu va mai ridica cum ridică în momentul de față. Să aibă posibilitatea să amestece gunoi. Exact. Atunci totul va veni în sarcina cetățeanului să fie responsabil să selecteze gunoiul și să-l arunce pe unde trebuie. Ați spus că pe zona 4 au rămas fără contract. Au rămas fără contract la solicitarea primarilor sau la solicitarea operatorului? La solicitarea operatorului. Am rămas fără contract și am rămas inclusiv la... am reziliat contractul în 2017, dacă nu mă înșel, chiar la groapa de gunoi. Dar, fiind o situație de urgență, prin Comitetul Situațiilor de Urgențe a fost încredințată Iridexului la acest moment groapa de gunoi, iar pe zona 4 fiecare primărie și-a încheiat contract în mod independent, individual de fapt. Ați spus la începutul emisiunii că Primăria Municipiului Călăraș nu a primit bani din fondul de rezervă pentru echilibrarea bugetelor. În momentul de față, care este situația? Puteți să derulați proiectele aflate în implementare? Știu că sunt foarte multe lucrări în momentul de față. Am văzut în zona parcurilor foarte multe lucrări în derulare. Parcurile au fost prioritate la începutul mandatului domnului primar Marius Dulce și sunt în continuare tot o prioritate, pentru că noi n-am avut o zonă în care să mergem într-un loc civilizat cu copiii și să beneficieze de un spațiu adecvat pentru joacă.
la un moment dat am înțeles că au invocat faptul că au luat inclusiv soldurile din trezorerie. Dar banii care erau în trezorerie erau pentru lucrările aflate în execuție, deci pentru situații de lucrări care urmau să vină în cadrul primăriei Călăraș. Primăria Călăraș, pot să spun că are un buget care duce la bun sfârșit investițiile care le avem în momentul ăsta în derulare. Proiectele care urmează să le punem în implementare, pentru că au fost extrem de multe care n-au avut proceduri de licitație încheiate, nici acum nu le-am terminat pe toate, dar cred că 80% sunt terminate și urmează să intre în execuție din anul 2022 cu termen de finalizare 31 decembrie 2023. Deci ne vom adapta ca să putem ca aceste proiecte să le finalizăm. Cele care sunt din credit, și aici mă refer la Piața Centrală, Bazar. Vor fi finalizate, acolo nu e o problemă, dar gândim că în ultimii 30 de ani, dacă nu s-a făcut absolut nimic la nivel de municipiu, dorința de a face este mare și așteptările sunt mult mai mari. Și atunci tot timpul e nevoie de bani. În zona online au fost purtate fel de fel de discuții despre acest pod peste Borcea. Peste Borcea, subliniem, nu peste Dunăre, ca să înțeleagă toată lumea, să facem diferența. Peste brațul Borcea. Da. Și oamenii spuneau, v-aș ruga să-mi dați câteva amănunte despre acest proiect, însă oamenii spuneau ceva de genul, bine, bine, îl facem peste Borcea, domnule, dar unde ne ducem? În lanul cu porumb? Adică ce este dincolo de brațul Borcea? Și acum vă întreb eu, intenționați, autoritățile intenționează să dezvolte acea zonă aflată peste brațul Borcea și ce intenționați să construiți acolo? Să facem acolo. Să faceți acolo, da. Acest pod peste brațul Borcea este un subiect mai vechi din vechiul Danubius Park. Există posibilitatea în perioada 2021-2027 pe România-Bulgaria să depunem proiecte pe Eurovelo 6. Eurovelo 6 îți dă posibilitatea să dezvolți zona respectivă, să faci un parc acvatic, să atragi de fapt oamenii și să dezvolți turism. Acest pod va deschide accesul mult mai ușor către zona respectivă. Este vorba de, avem acolo 13 hectare. Există o hotărâre de Consiliul Local și Județean de asociere între două instituții, atât în 2005, dar acum pe acest proiect, că putem să-l finanțăm podul pe Anghel Saligny. Și atunci am făcut acest parteneriat primărie Consiliul Județean și vom lua în calcul realizarea acestui pod în două zone. Vom analiza și în funcție de costuri vom stabili unde vom face acest pod. Prima variantă ar fi în zona terasei Rivers, în capătul parcului, așa cum o știm cu toții, și va fi un pod atât pietonal cât și pentru autoturisme de până la 3,5 tone. Deci în zona Rivers gândim să facem acest pod, dar luăm în calcul și varianta în zona portuară. Deci încercăm să, pe lângă cele două proiecte, promenadă, port, inclusiv zona 3, cum am gândit-o, care este o zonă de agrement și care o avem în momentul de față în evaluare la Ministerul Turismului, încercăm să trecem brațul Borcea și să dezvoltăm și acolo o zonă tot pentru populație, pentru comunitate. Ați adus în discuție promenada, până la urmă s-a făcut amenajarea de șantier pentru acest proiect, în ce stadiu se află? La momentul de față s-a făcut organizarea de șantier doar pentru port, au început deja să excaveze în zona respectivă pentru bazinul portuar. Promenada, cred că în 2 sau 3 săptămâni cel mult, va fi finalizată procedura de licitație. Și imediat se va da ordinul de începere. Deci aceste proiecte, pentru că aceste proiecte au pornit, cum pornește și acest pod, cu zâmbet după buze, și poate unii sunt neîncrezători că va putea fi realizat la nivel de municipiu, cum și cele două proiecte au crezut că nu pot fi realizate și se realizează,
Și acest pod, eu sunt convins că va fi finanțat și îl vom face peste brațul Borcea. Dar nu există problemă dincolo de brațul Borcea? Nu este zonă inundabilă? Adică este permisă construirea? Care ar fi cadrul legal? Zona inundabilă a fost inclusiv pe zona unde construim portul și promenad. Deci avem discuțiile făcute cu Apele Române, cu Ministerul Transporturilor, adică... Dar vor fi efectuate lucrări de consolidare a malului? Și de consolidare a malului, da. Vor pentru fi făcut, a împiedica exact. inundarea zonei. Ne apropiem așa ușor-ușor de finalul acestui interviu și voiam să vă întreb că tot a apărut discuția asta cu ani, că ocupați două funcții consecutiv, da, că sunteți și administrator la Primăria Municipiului Călăraș și ocupați și funcția de director la Direcția de Dezvoltare în cadrul, da, Consiliului Județean Călăraș. Până la urmă, care este situația? Aveți de gând să vă întoarceți din funcția de să renunțați la funcția de administrator și să vă întoarceți la Consiliul Județean? La un moment dat mă voi întoarce la Consiliul Județean. Nu știu când, e posibil la anul, e posibil peste 2 ani, dar cu siguranță mă voi întoarce la Consiliul Județean. Mi-am dorit funcția de administrator public la județ. Am obținut funcția de administrator public la municipiu. Nu e o funcție, e o funcție destul de grea. Sunt extrem de multe probleme la nivel de municipiu. Vin în ajutorul primarului cu soluții, pentru că fiind informații foarte multe, e aproape imposibil să facă față. Adică sunt extrem de multe, repet, extrem de multe probleme la nivel de municipiu Călăraș. Toți le consideră pe ale lor prioritate și mi se pare normal. Toți le vor rezolvate ieri și nu astăzi. Și atunci, împreună cu actualul primar, încercăm să facem o echipă și să relansăm puțin situația. Deci dacă vă întoarceți la Consiliul Județean, nu reveniți la Direcția de Dezvoltare, nu. Vreți administrator public al județului Călăraș. Da. Iar vis-a-vis de ceea ce a apărut în spațiu public cu ani, am contestat și am cerut anularea acelui raport. Am suspendat contractul de la Consiliul Județean, prin cabinetul președintelui. Deci nu obțineți două venituri în momentul de față, de la Consiliul Județean și de la primărie? Nu. Chiar dacă în presă a apărut că pe declarația mea de avere sunt două venituri, lucrurile sunt extrem de simple. Până la data de 12-10 am activat în cadrul Consiliului Județean, iar de la 12-10 la 31 decembrie în cadrul primăriei Călăraș. Chiar glumeam cu președintele și mi-am spus, domnul președinte, dacă ani câștigă, înseamnă că eu am obținut veniturile, dar fizic nu le-am obținut. Și atunci o să vă rog să-mi plătiți veniturile aferente perioadei respective. Am înțeles. O ultimă întrebare am să vă adresez. Intenționați să candidați la vreo funcție în anul 2024? La alegerile din 2024 sau chiar alegerile anticipate? Cu nebunia asta de la guvern nu se știe niciodată. Da, intenționez să candidez. Și puteți să-mi spuneți la ce funcție? La alegerile anticipate la o funcție de parlamentar, iar dacă vom ajunge în anul 2024? Iar dacă vom ajunge în anul 2024 și acțiunile la nivelul actualului președinte al Consiliului Județean, Vasile Iliuță, se vor intensifica cu mai multe plângeri penale, cu mai multe dosare penale, iau în calcul și o candidatură la funcția de președinte al Consiliului Județean. Veți avea sprijinul actualului președinte? Știu că ați avut o colaborare foarte bună în tot acest și avem în continuare o colaborare foarte bună și sunt convins că mă va sprijini. Domnule Edor Grama, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu.